și cântarea și cuvântul îi vorbește despre întors. Ce bine atunci când oamenii se întorc, dar nu se întorc chiar înapoi la murdărie, se întorc la murdărie, la sfințenie, se întorc la ce zice Domnul, slăvit să fie Domnul. Amin. De la început, Biserica Domnului a înțeles un lucru, că rezolvarea problemelor cele mai grele și a cele ușoare se face prin rugăciune. Gândiți-vă la apostol, gândiți-vă la mama Domnului Iisus, gândiți-vă la cei apropiați. Cum au rămas ei când au văzut că Domnul Iisus a dus și i-a rămas în lume? Și rezolvarea au găsit-o la rugăciune. S-au dus, au stăruit în rugăciune și Dumnezeu i-a îmbrăcat și prin Duhul Sfânt i-a însoțit și a fost cu ei, lăudat să fie Domnul. Amin. În toate problemele grele și care ni se par ușoare, Domnul să ne ajute să alergăm la rugăciune. Amin. Și să rugăm pe Domnul din toată inima și Domnul ne va răspunde așa de minunat. Nu am mai văzut până asta. Dar soția lui, slavă Domnului, a fost vecina noastră, așa nu vor, a copilărit un timp, aici au plecat. Mă bucur că o văd astăzi și mă uitam așa să văd cum o văd. Că am auzit de pe alea de până în Australia, până în America, dar slavă Domnului că, nu știu, numai astăzi că e aici la noi, poate că așa vom găsi treabă, Domnul știe, Domnul firmează. M-am bucurat când am văzut, nu am deosebit-o dintre noastre de aici, slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă noi aici pe pământ ne bucurăm când auzim unii despre alții, când ne vedem unii falsă, că căutăm totuși să ne conformăm după cuvântul lui Dumnezeu. Vine o zi a bucuriei când bucuria va fi cu mult mai mare și Domnul să ne ajute să ajungem tot la ea. Nu să știi când ajungem la capăt, așa cum ați auzit, doctor, om de știință, când a fost spus să facă socoata, că câte zile are, nu a spus să facă, dar noi știm, ferice de acela care e gata când vine așa ziua. Și Domnul să ne ajute la așa. Un alt lucru, Duhul Sfânt i-a însuflat pe ucenici, deși nu erau botezați cu Duhul Sfânt, nu era în ei, dar era cu ei. Era cu ei. Așa au zis Domnul, vă voi trimite un mângăitor și el va fi cu voi, și în voi, și au zis, voi îl cunoașteți. Așa cum îl cunoșteau că era cu ei, au rămas cu ei. Dar au venit și în ziua când au fost, nu numai cu ei, au intrat pe lăuntrul lor, i-au umplut. Și Domnul aceasta vrea să o facă și cu noi, slăvit să fie numele Amin. Domnului. Amin. Și ei prin Duhul Sfânt au cunoscut un lucru. Ar fi putut să se spoale unii dintre apostoli, mă, ăsta-i bun. Eu cunosc, mă, de când a fost copil, după mine o copilărit, așa ne lăudăm noi de mulți, mă. Și așa de multe ori ne arătăm de când noi suntem tare cunoscători. Eu cunosc pe frate, eu cunosc pe sora și îi caracterizăm altă dată în bine și altă dată în rău. Și dăm mari grești. Altă dată când e la pasul căsătoriei recomandăm, măi frate, ia-o pe asta, că vă să vezi numai, ca în rai. Că nu trece mult timp și numai rai nu. Sau recomandăm la tânărul, băiat, să nu ne băgăm în asta. Domnul cunoaște, slăvit să fie numele Lui. Aceia s-au orientat așa cât au știut ei. Mă, cam ăștia au fost, ne-au însoțit, l-au însoțit pe Domnul, au fost de aproape. Dar după ce i-au pus înainte, au făcut o rugăciune și au zis, Doamne Dumnezeule, Tu care-i cunoști inimile, arată pe care dintre aceștia doi, i-ai hotărât ca să meargă în apostolie, în slujba în care a fost Iuda și din care au căzut. Și la urmă a tras la sorți. Și cuvântul arată că unul dintre ei, deși înainte a fost numărat în numărul celor 12. Întotdeauna noi să rămânem așa la acest punct, că Domnul cunoaște, e scris în altul loc. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, slăvit să fie numele Domnului. Domnul. Pentru că și el neprihănit, nu toate lucrurile îi face să vadă oameni.
Noi vedem că vine la adunat. Vedem cum se îmbracă. Auzim cum se roagă. Unele le mergem noi. Dar și el mi-a prihanit. Mai face câte o zice post. Nu sună cu tâmpi, dar eu nu știu. Și el mi-a prihanit, face câte o faptă. Și nu face să știu eu. Că se face dreapta, nu știe stânga. Și el mi-a prihanit, are altele legături intime cu Domnul pe care nimeni nu le știe. Dar este unul care cercetează inimile și toate le știe, slăvit să fie Dumnezeu. Mai cunoaștem până la un loc. Câteodată auzi numai că ce-mi face, frate, dar nu mă cunoști. Și am auzit frate spunând, eu ce cunosc pun la camia. Sau alte spunând, nici pe mine nu mă cunosc cum trebuie. Și cum să te cunosc pe cine? Nici pe mine. Am auzit frate spunând la un loc, eu până ieri alaltă i-am crezut cât mai tare în credință. Și e o mică încercare, un mic, și am văzut că cât îți de slab. Vedeți? Noi câteodată nu ne cunoaștem. Nu ar bine câteodată în lumina Domnului să tu ne cunoaștem. Și atunci ce vedem? Că nu suntem pocăiți cum trebuie, că trebuie să luăm noi hotărâri să vorbim mai puțin, că trebuie să facem noi și noi hotărâri, noi legăminte, și atunci Domnul face să ne cunoaștem mai bine. Da? Domnul ne cunoaște ca văd pe fiecare, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Hai să-i mulțumim. Că și pe noi ne-au învățat să alergăm la rugăciune. Și pe noi când ne-am rugat, Domnul ne-a ascultat, că nu o dată. De atâția ori ne-a ascultat. Și ne-a răspuns mai mult decât am crezut, mai mult decât am cerut. O răspuns prin minut, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Să-i mulțumim că și cu noi s-au împlinit unele făgăduințe scrise în Scriptură. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că și pe noi ne-a chemat. Să fim în slujba Lui. Frate, sore care ești aici, știi care ai o slujbă. Dacă nu ți-o cunoști până astăzi, roagă-te lui Dumnezeu și roagă-te până când Domnul te face să-ți cunoști, să-ți cunoști locul. Așa se lăuda o soră, eu am slujba mea, să mături întotdeauna după frață. Slavă Domnului, la mea este o soră care face slujba asta și asta e o slujbă. Și poate când va fi la răsplătire să fie pus acolo alături de apostol. Dacă faci cu dragoste, dacă faci fără murmur, dacă faci ca pentru Domnul, lucrurile mici vor fi răspătite de către Domnul cum nimeni de gândit. Fiecare să ajungă într-o zi să-și cunoască slujba, să-și cunoască locul. Și apoi dacă să-l cunoaște, să facă slujba cu bucurie până la capăt. Domnul să ne ajute. Haideți să mulțumim Domnului și să rugăm să-i ajute pe Dumnezeu.